Șefii județului au cheltuit o sumă astronomică pentru a-i convinge pe turiștii autohtoni și străini să vină în Gorj. Ei au elaborat un proiect cu finanțare europeană ce se ridică la peste 9 miliarde de lei vechi. Mare parte din bani s-a dus pe cele 150.000 de pliante, 2.000 de albume de prezentare, 5.000 de pixuri și insigne și 10.000 de prelocuri, hărți, DVD-uri și stegulețe. Culmea este că pe unele din aceste materiale de promovare se regăsesc imagini de peste mări și țări și nu din județul pe care reprezentanții Consiliului Județean invită pe turiști să-l viziteze. Insignele realizate de firma care a câștigat licitația ilustrează munții Germaniei. Asta se poate verifica la o simplă căutare pe internet, rezultatul fiind exact aceeași fotografie. În opinia lui Sabin Cornoiu, șeful serviciului Salvamont și omul care cunoaște cel mai bine munții Gorjului, imaginea ar avea ceva asemănări cu peisajul din zona lacului Gâlcescu. Insigna nu face parte din materialele de promovare turistică a județului, ci face parte din materialele de promovare a proiectului. Nu știu dacă sunt munți din Bavaria, asta a apărut în presă, s-ar putea ca poza să fie luată de pe un site german, dar să fie și o poză din România. Eu zic că dacă priviți căldarea Gâlcescului, s-ar putea să semene foarte bine cu această fotografie. Președintele Consiliului Județean Ion Călinoiu a aflat și el de insigna cu munții Germaniei, pe care a aprobat-o la plată firmei ce s-a ocupat de realizarea materialelor de promovare a Gorjului. Am luat la cunoștință despre această sesizare legată de acea insignă. Să-i solicită în mod oficial prestatorului de servici care a avut obligația contractuală de a realiza acest serviciu și vom vedea cum stau lucrurile. Dacă elementele naturale, apele, pădurile și peisajele reprezintă Gorjul sau nu reprezintă Gorjul. Reprezentantul societății care a câștigat licitația a și găsit o scuză. El spune că formele de relief sunt asemănătoare cu cele din Gorj. Noi am prezentat insignia aceea pentru ca o prezentare a formelor de relief care există în Gorj, generală. Fiind foarte mică, am căutat să scoatem în evidență cât mai bine formele de relief. Este ceva comercial, v-am spus. În cadrul aceluiași proiect a fost realizat și un spot publicitar, difuzat de numai 10 ori pe un post de televiziune cu audiență infimă.